Vineri seara, credincioșii parohiei Sfântul Gheorghe Nou din Negru Vodă l-au primit în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a oficiat aici taina Sfântului Maslu. Acest popas duhovnicesc la parohia Negru Vodă 1, închinată Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, este o bucurie a noastră tuturor și un moment de comuniune, de căință și de iertare în același timp. În cadrul tainei Sfântului Maslu, noi venim înaintea lui Dumnezeu cu dorința ca păcatele care ne apasă sufletul și nu le știm pe toate, pentru că pe unele le-am făcut din scăpare, din neștiință, sau le-am uitat. Și iată, toate acestea împovărează sufletul nostru. Și această povară, dacă venim cu inima înfrântă și smerită, cu sufletul aprins de credință și cu căință adâncă, aceste poveri ne sunt ridicate de Mântuitorul Hristos, care se roagă pentru noi în cadrul Sfintei Taine, Părintelui Ceresc, așa cum îl invocăm noi, Cel ce este doctorul sufletelor și al trupurilor, care a trimis pe Fiul Său să ne vindece toată boala și ne scumpere din moarte. După slujba a fost prezentat și noul paroh care va păstori comunitatea. Această rugăciune, această seară, cu durere în suflet, ne despărțim unii de ceilalți temporar, căci drumurile le vor face aceeași cale cum apostolii au urmat pe Hristos. Nu vă rămâne decât să vă mulțumesc, așa cum am făcut-o și luni, cu mântul de învățătură, pentru dragostea, grija cu care m-ați conjurat. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a rânduit pentru începutul pastorației mele o frumoasă turmă oficească care nu a făcut altceva cu timp și fără timp să-și urmeze păstorul. Prin această numire, într-o această binecuvântată parohie, pe care Bunul Dumnezeu mi-a rânduit-o spre păstorire, consider că nu este decât voia Bunului Dumnezeu, căruia m-am rugat neîncetat. Voi stărui în rugăciune și voi continua, împreună cu toți parohienii ce mi-au fost încredințați, construirea, în primul rând, a unei case de prăznuire, ce va cuprinde și o capelă mortuară, cu o bucătărie în care credincioșii noștri vor putea să-și desfășoare toate activitățile bisericești. Voi căuta să fiu între aceleași relații în care a fost părintele cu toți enoriașii, ca să aducem la bun sfârșit construirea acestei case. Vom continua cu ajutorul multmilostivului Dumnezeu și reparația bisericii care necesită o retencuire pe exterior și pictura din interior. Biserica Sfântul Gheorghe din Negru Vodă a fost construită între anii 1908 și 1913. Pe viitor, aici se vor executa lucrări de restaurare a picturii.